Pentru că rata infracționalității este într-o continuă creștere, astăzi am decis să venim la penitenciarul Slobozia pentru a vorbi cu doi cetățeni care, din nefericire, au ajuns în acest loc. De cât timp te afli aici, în penitenciar? Fac 4 ani, luna viitoare. Am fost analizată 2 ori la Comisia Penitenciarului și am obligații civile către partea vătămată și am primit amânare. Cum am reacționat pe piață? Au rămas șocați, că știu că nu sunt o persoană violentă sau... A fost un moment de rătăcire când am comis. Ce ai comis? Tentativă de omor. A fost mai mult o încăierare, o bătaie la un bar. Da, eram împreună cu 2 prieteni la magazin la noi acolo, în localitate, și partea vătămată s-a așezat la noi la masă. Era o persoană care, cum să spun, mai violentă e așa. Și s-a luat de unul dintre prietenii mei și eu l-am împins. L-am împins și am zis să plece acasă. Și el a luat o sticlă de aceea de bere și m-a lovit în cap. A reacționat, i-am dat un pumn, a căzut jos și unul dintre prietenii mei a dat o halbă de sticlă în cap și la... Era o zi de duminică. Duminică. Și era în jurul orei 14, când s-a întâmplat. Eram și la un pahar de vin, tovarășul meu, și un pic amețit și nu mi-am dat seama. Dar sfatul meu este pentru tinerii din ziua de astăzi, să evite pe cât de mult posibil. Să nu se merită. Nu se merită pentru nimic în lume să comiți o altă de infracțiune sau să ajungi aici. Pentru nimic în lume nu se merită să ajungi aici. Se poate evita. Deci nu e... Cred că nu e ceva imposibil să eviți, să lași capul nostru, să pleci acasă. Nu e o rușine. Păi eu, din punctul meu de vedere, cred că ești mult mai apreciat și mult mai respectat dacă știi să eviți. Îți amintești fapta respectivă, da. Evenimentul? Da. Și ce sentiment încearcă? Ai o mușcări? Am vrut mușcă, pare, mi-a părut la imediat după ce s-a întâmplat. Dar atunci, secunda, eu nu am putut să mă... Nu am conștientizat. Mi-a părut rău și îmi pare rău fiecare zi și fiecare minut. Pare rău pentru ce. Că nu trebuia să ajung aici, nu este loc, nu am ce să caut aici, oamenii nu știu cum sunt eu. Vecinii tăi au avut, te-au îndepărtat? Nu m-au îndepărtat, nu m-au judecat. A fost o greșeală care se poate întâmpla la oricine, că dacă nici el nu m-a lovea pe mine cu sticla în cap, nici nu-i dădeam pumnul la momentul respectiv. A fost un schimb de replici reciproc. Și a fost și el de vină, am fost și eu de vină și de aceea nu m-au învinovățit mai pe mine și nu m-au judecat. Tu stai aici, ai propastine pe care o aveai înainte, cu petița, că te supun că ai prins-o când era micuță, nu? 2 luni avea când... Avea doar 2 luni când m-a încarcerat. Și ce obișnuie să faci cu ea? Te plimbai? Da, vă dați seama că n-am avut suficient de mult timp să stau lângă ea. Mă plimbam, stăteam, petreșteam tot timpul cu ea, la servici și acasă cu fetiță. Doar că s-a întâmplat evenimentul ăsta nefericit. Ți-e dor de ea cum e să stai? Da, foarte greu. Mi este foarte greu, mai ales când vorbesc seara la telefon și mă întreabă când vin acasă. Nu știu ce să-i răspund, că are și o vârstă destul de mică și nu pot să-i spun că sunt aici. O să-i explic eu pe viitor greșeala care am făcut-o, dar acum îi spun că sunt la servici. Zic, mai are tată puțină treabă și o să vină. Cum faci să-ți ridici moralul? Da, sunt momente, foarte multe momente. Mi-au pozat cu fetița mea, mă uit la ea și lupt, știu că trebuie să lupt să ajung lângă ea. Au fost tentații aici să comiți iar o faptă, nu știu, cu colegii sau să te ceri? Nu, sunt o persoană care îmi văd de pătrăcirea mea deloc. Nu deranjez cu absolut nimic pe ea. Acum, ai spus că regresi fapta. Da, îmi pare foarte rău pentru ce am făcut. Nu ar mai face. Ce sfat ai pentru tinerii care, nu știu, sunt tentași să facă așa ceva? Sau? Așa vreau un sfat, să nu fie omul voș, că eu dar puteam să evit chestia asta. Dar la acel moment nu mi-am dat seama, a fost un moment de rătăcire și nu mi-am dat seama să poate ajunge atât de departe. Să fie orgolios să-ți vadă treaba, chiar dacă zice cineva ceva, să-l lasă în bancul lui să plece acasă, să nu ajungă aici, este foarte greu să ajungă aici. Este greu. Cum decurge o zi aici pentru tine? Eu acum desfășor activități lucrative în penitenciarul și mai citesc, învăț pentru permis, vreau să dau permis, că ies afară. Îmi fac o ocupație, să ai tot timpul o ocupație. Altfel îți trece foarte aici, zboară mintea numai acasă. La cei dragi, trece timpul foarte aici, dacă nu faci o activitate în program. Fiecare seară, înainte să mă pun la somnă, îmi spun rugăciunea, mă rog pentru familia mea, să fie sănătoasă, pentru fetița mea. Cred că
crezi tu că dacă te vei reintegra atunci când vei ieși de aici? Da, cu siguranță mă voi reintegra, pentru că majoritatea oamenilor de afară nu știu cum sunt. Și o să-mi primească înapoi în societate, nu sunt o persoană, cum v-am mai spus, agresiv sau... Știu că a fost o greșeală, într-o greșeală am ajuns aici. Aveam o vârstă destul de fragedă. Câți ani? 24, deci nu prins în 25 de ani. Lipsa de experiență, nu am conștientizat că se poate ajunge... În acest punct. Singurul visul meu este să mă refac din o viață. Să pot să muncesc, să stau în familia mea, să le ofer să le aduc mai bucurie, că știu că au suferit această perioadă. Părinții tăi cum au reacționat la o auzit? Au rămas șocați. Nu se așteptau. Știindu-mă cu mine cum sunt. Și cu toate acestea, vin în vizită. Da, mă susțin. Dacă ar fi fetiței tale, ce sfat îi da? Să urmeze școală, facultate. Duc o viață liniștită, îngită cu mult timp infracțional, că nu aș putea să vă dați seama să dau educație. Nu mai sfaturi bune, dar pasiunea mea de afară este fotbal. Fiecare sâmbătă, exact. La activități sportive, particip și la campionate între penitenciare. Da? Da, turnee între penitenciare. Și ai dat un gol? Da, am dat și gol. Și la ce te gândești atunci când ai gol? Vă spun sincer? Da. La fetița mea. La fetița ta. Da. Cum este al patrulea pas pe care îl petreci în ghilimele? De parte de familia ta, de fetița ta și poate ultimul, dacă... Cum este pentru tine? Este foarte greu că știu că toate aceste sărbători pascale și de Crăciun, știu că nici ei nu au fost fericiți și nu au putut să simtă spiritul de sărbător pentru că nu am fost lângă ei. Prin ei te referi la? Mama mea. Fetița mea, sora mea, că el m-a susținut. Și soția? Soția concubină. Fosta concubină, nu mai păstra în legătura. A decis să-și vadă de viața ei separat. O respect ca mama copilului meu, dar... O să întreb din această cauză? Că ai ajuns aici sau...? Vreau să-mi credeți că nu mai ai două explicații decizia de astăzi. A luat fetița, a plecat. Și eu nu mai știu, n-am mai știut nimic de fetiță. Și atunci au fost cele mai grele momente. Încercam să spun și nu răspundeam la telefon, sunam acasă, îmi răspundea mama mea și îmi spunea că nu știe nimic de ea. Și după aceea am reușit să iau legătura cu ea. I-am explicat că este mai bine pentru fetița noastră să fie crescută de mama mea. Poate să-i ofere tot ce are nevoie și condițiile necesare. Și totodată este mai bine și pentru tine, presupun. Da. O pot vedea și stau liniștit că știu că este în siguranță. Este în siguranță, are tot ce trebuie, nu duce lipsă de nimic. Doar lipsa, cum o să nu e. Dacă te gândești cel mai des seara, de exemplu? Gândul la familia mea și dorul de ei și gândul că nu sunt lângă ei să-i ajut când au nevoie. Și cum poți trece peste aceste gânduri? Mai îmi alim doar la telefon și mă rog la Dumnezeu că o să vină ziua când o să fiu lângă ei să îi ajut ce au nevoie și să le aduc mai fericit. Am pierdut ani pe care nu mai pot recupera niciodată. Consider că erau cei mai frumoși ani, aveam vârsta 24 de ani, acum în iulie fac 30 și am o frumoasă perioadă de viață. Pentru și persoane dragi care nu le mai pot vedea niciodată. De exemplu, bunicii, știu că mă iubeau și acolo unde s-au dus, am apucat să mai mă vadă lângă ei. Ce fapt ați comis? Trafic de droguri și consum de droguri. O infracționalitate pe care mulți tineri încă sunt tentați să o comită. Da. Prezentul care ne aflăm, cred că este mai degrabă un trend. Nu știu, a început și cel puțin în prisma mea, cam de când eram adolescent, de când eram în liceu. Câți ani? Păi, cred că aveam 16-17 ani când am consumat marihuana prima oară. Și ce te-a făcut să consumi? Te simțeai într-un anumit fel? Cred că la momentul ăla, ca adolescent, fiind
principalul factor sau cel puțin ce te influențează cel mai mult este anturajul. Curiozitatea. Neavând habar de consecințe, neavând poate o educație în acest sens. Dar cred că în prezent fenomenul este mult, mult mai răspândit decât a fost atunci și, din păcate, nu realizează fiecare, cum nici eu nu am realizat la rândul meu, consecințele care apar în timp. Poate că nu neapărat consecințe din punct de vedere al sănătății, ci consecințe care te pot duce și la penitenciar. Că consumând droguri, și cred că și în rândul tinerilor, și oricând începi să faci și trafic fără să-ți dai seama. Și traficul nu ne implică că faci un trafic de, nu știu, cantități mari de droguri sau că, cum vedem în filme sau... Traficul înseamnă și când cumperi pentru un prieten și începeți și consumați împreună și toate astea, la un moment dat, au niște repercusiuni din punct de vedere al legii. Cum a început? Cum ai început să consumi? Păi eram la liceu și colegi de clasă din anturaj, la momentul ăla, a fost cineva la momentul la care a venit, mi-a spus că este marihuana, o țigară, propriu zis, am fumat, nu mi s-a părut, adică inițial pare ceva diferit. Cum ceva... diferit? Ce te făcea să simți? Păi o stare așa puțin euforică, poate puțin de amețeală. Nici nu-ți dai seama când devii dependent. Acum depinde probabil și de drogurile care le consum, dar dependența, după părerea mea, că e ceea ce devine o obișnuință. Cum a fost copilăria? Nu știu, cred că am avut o copilărie normală. Am avut o educație relativ sănătoasă. Părinții mei sunt niște oameni muncitori, nu au făcut infracțiuni, am avut un exemplu bun din partea lor. Dar, nu știu, influența anturajului cu siguranță și te face să începi să ascunzi lucruri, să te ascunzi de ei, să minți, să... Deci părinții te susțineau. Dar de unde aveai bani? Că presupun că ai nevoie de bani pentru a procura drogurile respective. Da, tot de la ei. Bani care îți oferă părinții copilor. Nu știu, așa este. Și pe parcurs ai devenit dependent. Cum făceai pentru a avea banii respectivi? Adică presupun că trebuia să ceri din ce în ce mai des. Da. Aici a început și traficul propriu-zis, fiindcă cunoști oameni, consum împreună cu X, cu Y, cu Z și la rândul lor, așa. Am găsit la momentul ăla pe cineva de să cumpăr o cantitate mai mare, mi-asiguram propriul meu consum. Prin acei X, Y și Z cunoșteam alte persoane care și ei consumau și am început să le distribui și lor. Și așa mi-asiguram și eu bani ca să, pentru consumul meu și cred că asta de aici pleacă părerea mea și începe traficul propriu zis, de la consum. Regreți faptul acesta? Regret mult atitudinea și deciziile mele și comportamentul meu, având în vedere că am stat aici câțiva ani. Câți ani? 5 ani. Sunt condamnat la 5 ani pentru trafic de droguri. Îți vezi familia? Că în 5 ani e o perioadă destul de mare. Da, și mă bucur că am susținerea lor. Cred că pentru mine este... Ei sunt principalul motiv care, și în general, cred că pentru fiecare să ai susținerea familiei, să primești vizite, să ai cu cine să ții contact cu exteriorul, poate unii sunt căsătoriți, au veste, au copii. Și din ce am văzut așa, din experiența mea de până acum aici, cred că cei care sunt cerebrali, raționali și își fă de treaba lor, au toți și o parte de și susținerea familiei și vizite din partea familiei. Iar eu mă consider norocos din punctul ăsta de vedere. Cum au reacționat părinții când au aflat? Vă dați seama că a fost un șoc pentru ei. Pe moment, supărare, dezamăgire. Ai avut o iubită, o prietenă în momentul respectiv? Da.
Și acum nu mai ai? Nu, sau? Nu mai suntem împreună. Cu timpul relația se destramă. E un impact destul de dur care l-ai primit inițial, pentru fiecare așa. Dar ai și destul timp de introspecție, de reflexie, trebuie să accepți și să înțelegi ceea ce ai făcut și să-ți găsești o motivație în continuare. Pentru mine, în principiu, familia și părinții au un efect pozitiv important asupra mea. Dacă e un lucru bun, ce s-a întâmplat în penitenciar e că, pe lângă că nu mai consum droguri, am și realizat că nu ai niciun motiv să consum droguri și că e doar o senzație falsă. Consumând droguri, să crezi că nu, te simți mai bine sau că muzica este mai mișto sau mai, nu știu. Ce sfat vei putea da tinerilor, pentru că ai spus acum că este o senzație falsă? Sfatul cel mai important este să citească, să se intereseze mai mult despre el, să se informeze mai mult și să nu se lasă neapărat pradă influențelor din jur și anturajului sau ceea ce spun, fiindcă repercusiunile sunt destul de urâte. Nu numai că ajungi la penitenciar, poate unii nu ajung la penitenciar, dar cu siguranță te afectează și din punct de vedere psihic, cum gândești, cum ești tu în viața ta de zi cu zi, cât de ordonat ești, cât devii haotic așa și nu mai ții cont de nimica și puțin lipsit așa de empatie și de scrupule. Am regrete, am frustrări. Constant mă gândesc că este ceva normal să îți vină astea în minte. Acum tot eu sunt cel care îmi spune și mulțumesc încă o dată și familiei mele care am susținut din partea lor, care mă ajută să accept lucrurile astea și să depășesc lucrurile astea. Și aici la penitenciar, după perioada care sunt aici, consider că important este să îți formezi o rutină. Am un loc de muncă, am ceea ce să fac și în plus psihic, trebuie să îți impui asta, trebuie să conștientizezi, ai diferite, sunt educatori aici și nici la diferite activități, există psihologi, există și oameni și sunt și resurse care poți beneficia de ele și trebuie numai să vorbești, comunicarea cred că este cheia și acceptarea și motivația să știi ce vrei. Cum crezi tu că te ajută acești 5 ani? Da, nimic nu este întâmplător, ai putea să le iei ca pe un lucru pozitiv și să vezi partea plină a paharului. Și poate că, nu știu, pățeam altceva sau datorită consumului de droguri aveam alte probleme. Și faptul că am ajuns aici, practic, mi-a pus o oprire și îmi dă o șansă ca să am alte perspective asupra vieții. Cum ai reușit să treci peste această dependență atunci când ai venit aici? Dependența se manifestă, poate și din punct de vedere fizic, cu siguranță, că sunt primele săptămâni mai dificile, dar se manifestă și din punct de vedere psihic. Am mai spus asta, cred că factorul important este susținerea familiei, cel puțin pentru mine. Astea sunt consecințele greșelilor tale și greșelilor tale care le iei. Dumnezeu este în sufletul nostru și cu ajutorul Lui putem să depășim orice. Te rogi? Da, mă rog, merg cu mine ca la biserică. Sunt creștin ortodox. Nu pot să zic că sunt un om al bisericii sau un exemplu, dar l-am pe Dumnezeu în sufletul meu și... Va veni familia ta în apropierea Paștelui la tine în vizită? Sunt și limitați de către serviciu, de către timp. Sunt vizitat constant. Mă bucur că nu neapărat acum că trebuie să fie în ziua de Paște sau te de ajuns. Și câteva zile înainte de Paște. Contează că sunt aproape. Corect, da. Adică mă bucur că îi văd, că ne vedem, nu trebuie neapărat să fie asta în ziua de Paște, lesne de înțeles. Atunci când vei fi eliberat,
ce planuri ai? Pentru că ai spus că părinții tăi sunt oameni muncitori. Vrei și tu să ai o profesie, o meserie? Nu imaginez că sunt destul de multe prejudecăți, probabil, care mă voi lovi când mă voi elibera de aici. Sunt absolvent și de facultate și de masterat, adică probabil nu voi reuși să îmi găsesc foarte ușor în loc de muncă, în meseria numele meu, dar sunt conștient de data asta că lucrurile bune se construiesc treptat și totul vine prin muncă și consecvență și perseverență. Îmi imaginez că o să fie piedici, provocări, nu știu, partea celor de jur, din partea societății. Sunt pregătit să încep o viață nouă, sunt pregătit să încep de jos și într-un final trebuie să, cel puțin pentru mine, să fiu un antreprenor, poate mai mic, poate mai mare, indiferent de situație. Idealul meu este să muncesc pentru mine însumi, într-un final. Ce sfat ai pentru tinerii care se află în situația ta? Sfatul meu este să aprecieze mult ce este în jurul lor, să-și aprecieze mult libertatea, să-și dezvolte capacitățile și abilitățile care le au, că nu suntem conștienți, într-adevăr, înăuntru nostru sau poate ne lipsește o încredere în noi și nu este nimeni dator față de noi să ne stimuleze sau să ne motiveze, să prețuiască libertatea, că este foarte, foarte frumoasă. E foarte dificil să trăiești cumva strictețe, să fii nu doar privat de libertate, că ești privat de tot ce e în jurul tău, să fii foarte atenți la oamenii cu care intră în contact, la ce anturaje au, și să gândească de cel puțin de două ori înainte de a intra într-o lume a drogurilor sau în consum de droguri și în orice fel de infracțiuni, fiindcă consecințele mai devreme sau mai târziu vor fi și vor avea de suferit. Am consumat, am avut o perioadă așa destul de lungă de consum de droguri. Eu m-am și uitat că nu știu, să mă bucur într-adevăr de viață. Nu sunt un exemplu prea bun sau să ofer motive multe de ceea ce este frumos. E bine să te uiți în oglindă și să te placi pe tine. E foarte important să încerci să faci sport. Vă recomand tuturor să aibă activitate fizică, nu neapărat ceva de performanță, ci pur și simplu pentru sănătate. Te ajută să gândești mai bine, te face să te simți mai bine. Tu faci sport aici? Da, fac sport. În afara programului de lucru, chiar mi-am făcut un program în care obișnuiesc să fac exerciții fizice cu greutatea corpului meu. Mă ajută să și dorm, să reușesc să dorm noaptea, să fiu mai obosit, să mă simt mai bine, îmi dă o senzație de optimism. Și ce sport îți faci ce mai? Da, fotbal, că am jucat fotbal în adolescență, chiar am jucat fotbal de performanță. Și acum, uitându-te înapoi, dacă ai fi mers pe acest drum cu fotbalul, unde crezi că l-ai fi ajuns? Cu siguranță nu aici, sau nu aș fi ajuns să consum droguri. Este șert al meu. Un regret așa în sufletul meu, când mă gândesc în urmă. Întotdeauna sunt niște factori în jur, care factor social, factori economici, care nu, dar trebuie să fii puternic și să realizezi că doar de tine depinde, de nimeni altcineva. Doar tu ești responsabil de viața ta. Canal Sud și Radio Voces Campii te provoacă la concurs în perioada 7-14 aprilie. Avem pentru voi 11 premii super tari. Mai bine spus, contribuim la răsfățul tău culinar de Paște. Pentru detalii, intră pe canalsud.ro sau radiovocescampii.ro.